Crenguță de brad, pistii de alunalt, lângă ei căsuță și de-o bunicuță. Înspre munți privește și se tot gândește. Noi suntem de la compania Surprize de Vis și cu ocazia zilei de naștere avem așa o surpriză pentru dumneavoastră. Poftim acest buchet de flori. Și un cot de fructe, cred că tu vei pune tot, dar nu este eu. Și avem și o întrebare. Cum credeți, din partea cui este această surpriză? Șoară, nepoții. Avem și... Trei nepoți. Sunt mai mulți acolo. Avem și un mesaj de felicitare, cărui voi da citire și vom afla din partea cui este această surpriză frumoasă. Scumpa și draga noastră mamă și bunică, vrem și noi să te felicităm cu prilejul zilei de naștere. Îți dorim tot binele din lume. Să ai parte doar de clipe senine, momente cât mai frumoase și pline de bucurii. Să fii mereu tânără, frumoasă, sănătoasă, iubită, stimată, prețuită, înconjurată doar de persoane dragi sufletului. Ne pare foarte rău că nu putem fi și noi acolo lângă tine în acest moment important din viața ta. Dar să știi că cu sufletul și gândul suntem acolo lângă tine. Te iubim nespus de mult și îți mulțumim că existi în viața noastră. Noi îți simțim lipsa enorm de mult și îți ducem dorul în fiecare zi. Te cuprindem cu un drag de aici din depărtare și îți urăm un sincer la mulți ani. Cu drag din partea fiului, nurorii, nepoții Sergiu și Natalia și strănepotul David. Poftim felicitarea! Dacă aveți un mesaj de mulțumire, puteți să-l transmit. Mulțumesc. Eu am vorbit azi cu nepoată. Sănătate, sănătate, și veniți mereu de acasă, mie doar pe ochi. Te-am plecat, dar pentru bunică tot îs nepoțică. Și unde aș fi prin țară, portând inimioară, pe bunica blândă ce mă așteaptă întindă. Dumnezeu a dat lege de păstrat, chiar de ești plecat, să nu uiți de sat.